cele două fierăstrai. A fost odată un țăran care a mers la târg și și-a cumpărat două fierăstraie noi și frumoase. Soția sa nu se arătă prea mulțumită când văzu pe ce și-a dat banii, dar a doua zi, când omul îi spuse că vor tăia părul cel bătrân din curte, se arătă mai fericită. Între timp, fierăstraile cele frumoase fură agățate alături de celelalte unelte în cămăruța lor. Uneltele cele vechi erau tare invidioase, dar mai invidioase decât toate erau niște cuie vechi și ruginite. În prima zi de muncă, omul folosi amândouă fierăstraile ca acestea să se uzeze deopotrivă, iar la sfârșitul zilei le încuie în cămăruță. Unul dintre ele era tare nemulțumit însă, căci munca era grea și se uita cu pismă la cuiele care stăteau într-un colț și nu făceau nimic cât era ziulica de lungă. Cuiele ghiciră ce gândește și spuseră că nu are decât să nu-l mai asculte pe stăpân și va fi lăsat și el în pace, în cui, iar de aruncat nici vorbă să-l arunce, doar era nou. Fierăstrăul cel leneș le ascultă sfatul, iar țăranul, când văzu că nu mai poate lucra cu el, îl lăsă într-adevăr în cui. Celălalt fierăstrău își văzu de treabă, muncind fericit, ori de câte ori avea stăpânul său nevoie. Anii trecură și fierăstrăul cel leneș prinse rugină. Îl invidia acum pe fratele său, care era ca nou și strălucea în cui, împăcat cu sine și vesel după o zi de muncă. Bătrânul țăran își lăsă gospodăria pe mâinile fiilor, iar aceștia intrară într-o zi în cămăruța cu unelte. Văzând cuiele cele ruginite și fierăstrăul cel leneș acoperit și el de pe acum de rugină, le aruncară într-o groapă. Pe de altă parte, fierăstrăul cel harnic era foarte apreciat, chiar dacă nu mai era acum tocmai nou.